totalmente nu numele meu este Ștefan și vedeți. Facem după inactivitatea de pe canal, revin cu un nou episod de Minecraft Ștefansol, deoarece alte jocuri nu mi-am instalat, că mi-am reinstalat Windows-ul pe calculator și am pierdut absolut totul, bine, nu absolut totul, toate jocurile am pierdut, toate seriile, absolut totul am pierdut, tot ce am făcut în Eurotrack, absolut totul. Și am instalat decât Minecraft-ul. Da, și... da, vreau să vă zic că cred că voi posta doar în weekend. Acum este bine, deci pot să postez. Și o chestie importantă este că... mi-am pus Windows-ul pe 64 de bit și merge și abia la 56 GB RAM. Doar că mi-am dat seama de la ce era problema cu lagul. Era de la placa video, care... trebuie reparată, mi-o repară cineva gratis. Trebuie reparată deoarece are niște circuite stricate și chestii de genul și o placă destul de scumpă, Nvidia GeForce GTX 980, foarte scumpă placa, am dat ceva bani pe ea și chestii și uite că s-a stricat. Mă rog, dar o vom repara. Sunt cu așa, mi-am pus placa video veche pe care o avea, GTX 770U, până mi-o repar pe cealaltă. Păi și hai să-i dăm drumul, să vă zic că Minecraft-ul se mișcă mult mai bine. Faza este că noi vom posta numai în weekend, deci nu vă supărați pentru asta. Acum este weekend, deci vom posta zilnic câte un episod sau chiar două. Bun, hai să scriem aici Ștefan. Vreau să vă zic o chestie, că dacă se aude ceva urât pe microfon, să nu vă supărați pe mine, pentru că stați să pun, nu știu dacă se vede bine microfonul, să nu vă supărați pe mine, pentru că, nu știu, ceva pățit microfonul meu, deci trebuie să-mi iau clar altul. Dacă se aude așa în reluare sau chestii, îmi pare foarte rău, nu vreau să vă supărați pentru asta. Stați să-mi aranjez și ceasul. Așa. Și bun, hai să-i dăm drumul, să facem aici punct seed-ul ăsta, pentru că e un seed foarte bun, l-am luat de pe net, care ne dă pădure, chestii, animale. Dăm aici, pac, și dăm la ăsta de diamante, să-l punem pe nou, pentru că am găsit nou, am zis. Am găsit mult mai repede. Bun, alog ăsta fără game mode, create a new world. E puțin lag la început, dar restul să avem 30 așa de frame-uri, 20 ceva, și pentru că merge mult mai bine, vă promit eu că facem în weekend serii de CSGO, nu de CSGO, doamne, de survival games, de multe alte jocuri de genul ăsta și de Skywars, de PvP, de parkour, de... vreau să vă zic, vreau să facem custom sauce, deci vă rog frumos să-mi faceți mape, o să fac și un mail la care să trimiteți mapele și da. După cum vedeți, am ceva lag, deoarece se regenerează lumea, dar vă garantez eu că după aia o să avem mult, mult mai puțin lag. Așa, punem și noi astea ordonat. Așa, hai să tăiem puțin copăcel. Asta să fac o porcărioară. V-am zis, este lagul. Punem unlimited. Așa, bun. Este puțin, dar vă promit că va fi mult mai bine, pentru că deja vedeți că nu mai e lagul care l-aveam atunci, 10 frame, uram. Acum am 13, acum ia uite 30. Deci până se regenerează, că rest nu o să mai scadă din 40 și 20, nu o să mai scadă, până se regenerează și nu. Ia, am decât, ia câte ceancuri, unde scrie? 3 ceancuri generate. Da, și vedeți aici unde scrie Intel Core i3 230 GHz. Da, Minecraft nu îmi recunoaște nou procesor, că eu de fapt am un i5 pe, mi se pare că nu știu câți GHz, dar sunt mulți, cred că pe 3,9 sau 4, nu știu, și de când mi-a schimbat Minecraft nu mai recunoaște procesorul și nici placa video. Mi-a rămas cu care o avea calculatorul, care era cu
cu Inter HD Graphics 3000, dar acum văd că nu am eu recunoaște pasta nouă. Așa, deci da. Nu vă gândiți că am componentele astea, așa prostuțe, dar să știți că erau foarte bune. Ok, am revenit, am pus pauză, mi s-a părut că intră cineva în mine în cameră, dar de fapt nu intra nimeni. Hai să luăm un stack de lemn, pentru că vreau să avem, să nu rămânem fără. În episodul ăsta, mai mult ca sigur, o să iau niște piatră, o să prăjez niște iron și chestii și în episodul tocmai următorul vom face... De-astea, vom face casa sau vom mineri. Nu știu, vedem și de ce chef am să fac o casă sau să mineresc. Poate mâine am chef să joc CSGO. A, da, și încă o chestie, toate jocurile, sau v-am mai zis, nu știu dacă v-am mai zis, dar dacă e, v-am mai zic acum. Jocul ăsta, Minecraft-ul, decât pe ăsta l-am instalat, pentru că după Windows nu mi-am instalat și alte jocuri care le-am de pe Steam, cum ar fi Hunter, Duo, astea. Dar este bine pentru că mi s-a păstrat ce am făcut, mai ales că jocurile de pe Steam, și bine că mi s-a păstrat absolut tot ce am făcut. Și e foarte, foarte, foarte bine. Facem așa, așa. Aha, pac, 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 pac. Ok. Hai să punem asta aici și să facem un de-asta de lemn. Așa, nu vă mai schimba ceancurile, că sincer, dacă le schimb iar o să am lag și chestii, le las așa și da. Să zăpăm așa în jos. Oricum, pe servere nu voi avea așa mult lag, că serverele deja sunt generate, deci n-ar fi o problemă. Hai să facem un... facem așa. Una, stați puțin să mă gândesc. Sac. Sac. Sac, așa. Hop. Facem așa, ca să fie mai ordonat inventariul nostru. A, și mai lag și că nu s-au regenerat animalele, nu s-au făcut toate entitățile, mobii, chestii. Deci nu vă gândiți că așa vom avea lagul pe toată seria. Nu, va fi mult mai bine. Bun, hai să vedem. Și vedeți, acum am 30 de frame. Așa, și atunci pe episoadele celelalte de Minecraft nu aveam 30 de frame-uri, aveam 10, 12. Și acum am 10 sau 12, dar mai rar așa. Uite, 17. Oricum niciodată nu o să meargă bine până nu îmi fac placa video, știți? A, și s-ar putea să nu mă vedeți bine pe mine, așa puteți mă loc, să mai așa. Mi se pare sau, mă rog, asta e ceva ciudat, deci nu vă uitați la mine. Bun, hai să luăm iron-ul ăsta. Pentru că e foarte bine că deja am găsit iron, că putem să-l prăjim, să ne facem iteme. Oh my god, ia uite cât e. Să vedem. Trebuie să pun bright. Așa. Este să văd așa, deci sunt 12. Putem face sabie, târnăcăp, topor și lăpată din iron ăsta și ne-ar mai rămâne 3. Ok, e destul de bine. Și vă zic că o să postez numai în weekend, pentru că și în vacanțe, logic, pentru că am treabă cu școala deocamdată și nu pot să postez nicio timpul săptămânii, că avem foarte multe teme chestii de genul ăsta. Hai să luăm și chestul ăsta ca să-l avem la noi. Vedeți cum mă duc mai așa, nu sunt ceancurile încărcate și vedeți, am lag când merg mai repede și asta pentru că ceancurile nu sunt încărcate, decât ar să vă zic. Sper că mă înțelegeți. Și sper că nu se mai aude acel chestie. Ori de la microfon, ori era de la filmare, că era pe varianta AV
poate, acum să sperăm că e de la filmare și de la microfon, pentru că dacă e de la microfon, sunt cam dezamăgit de ce e de la Razer. Sperăm. Și microfonul e nou. De eu zic că a fost de la filmare. Să sperăm că e așa. Hai că am filmat 10 minute. Să luăm călbune, călbune. Da, ați auzit bine, călbune. Cu căl. Da, hai să luăm. Da, și eu v-am zis că dacă vom avea tot așa frame-urile de bune și chiar mai bune pe servere, pentru că sunt regenerate serverele, vom face Minecraft, nu vanilla, că vanilla deja facem, vom face survival games, Skywars, The Lab, și multe minigame-uri populare pe Minecraft. The Lab, stai puțin. Și multe altele, ce mai era, Skywars, Build Battle, o grămadă, deci o grămadă, CSGO. Bine, nu pe Minecraft, CSGO. Poate facem și serii din acelea de Minecraft GTA sau... Toată lumea le știe pe alea. Deci cine nu le știe pe astea înseamnă că e cam prost. Pentru că, sincer, sunt cele mai populare de game pe Minecraft, Minecraft GTA și chestii de genul. E imposibil să nu știi. Am șters celelalte episoade de Minecraft și de Fonsol, că vreau să facem direct cu o serie nouă, deci am șters episoadele alea care făcusem în casa aia mare și sincer nu vreau să mă complic cu dita mai căsoaia, vreau să fac o căsă mică de început, unde doar ca să stăm și chestii și după aia vom face o casă puțin mai mare, unde să ne punem, nu știu, vedem, facem etaj, să fie decorat tot, nu? Atunci chiar era o serie, deci... Sincer, mă plictisisem să construiesc într-una, deci... Și nu făceam seria cu drag. De asta o voi face cu drag, că deja mi-am pus idei în cap, mi-am salvat o pagină de web cu niște idei de Minecraft și chestii, cu niște așa, deci, sincer, va fi o serie mult mai frumoasă. Bun, hai să luăm carbunele astea și ne întoarcem degrabă acasă, pentru că trebuie neapărat să încheie episodul, că nu vreau să-l fac lung, dar maxim... 14 minute, nu vreau 15. Chiar dacă acum filmez cu action, o să vedeți și chestia în bară sus, ca să nu ziceți că mint. De asta v-am și pus o să vă uitați. Să vedeți acolo unde scrie action, semnul întrebării. Și chestii, mă usul în gât. M-a lătat cu o durere de gând, nu știu de ce. Dar mă rog să nu băgăm în seamă. Deși mă usul cam tare. Mă rog, hai să căutăm... uite, hai să omorăm și văculița asta. Aia așa? Ia să cad acum. Așa. Nu știu dacă mai pun un episod azi, sigur nu mai pun un episod azi, dar mâine vă garantez că vă voi pune. Că n-am nicio treabă. A, uite aici. Și hai să punem astea la prăjit. Le facem un furnal ca să punem și papa la prăjit. Aoleo. Hai că se fac. Că ne ajunge timpul. Punem astea. Punem și astea. Pun așa, punem aici. Și să vedem. Punem și chestul. Hai să punem toate păcărioarele în chest ca să încheiem să fim și noi așa. Nu ți-a goală. Păi bun, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați like. Eu am fost Ștefan și revin și data viitoare cu un nou episod în care ori vom mineri, ori vom construi casa. Bun, păi cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Vreau să strângem 4 like-uri ca să continuăm seria. Eu am fost Ștefan și vă zic, pa, pa!